Salutare, dragi prieteni, Squid Fishman aici. Nu știu ce am înregistrat până acum. Am încercat să înregistrez un film de ferma bunicii. Am vorbit jumătate de oră. Se pare că am vorbit degeaba. Nu știu ce a pățit telefonul meu. S-a blocat. După cum vedeți, și salcâmii încep să înfrunzească. Astăzi am pregătit să fac un tratament cu Folly Plant. Sper să reușesc mai pe seară, pentru că bate vântul extraordinar de tare. Un fungicid. Savit, cum s-o chema, și Novadin Progres insecticidul. Asta era planul, asta este planul, sper să reușesc după. În primul rând am nevoie de un fungicid, pentru că a fost o perioadă ploioasă și încă este o perioadă ploioasă, mai durează destul de mult. În al doilea rând, mai sunt încă flori la unii pomi, mai ales la meri, vreau să tratez să nu facă vermi cu insecticidul. Și îngrășământul foliar, mai gad ce tare bate vântul. Îngrășământul foliar pentru, na, sunt fructe și să le ajutăm să crește, să le ajutăm să crească. Ok, cireșe, ăsta cred că e, din câte țin minte, dacă nu mă înșel, ăsta de aici, îi boambe de cotnari. Și aici am negru de somolia. Tocmai am explicat cum funcționează, cum merge seva prin copaci, care sunt principiile, și o să o iau de la capăt pentru că nu am înregistrat sau nu știu ce naiba s-a întâmplat. Ok, tot vreau să fac un film separat despre asta, dar întâi vreau să vorbesc cu voi. N-am avut timp să studiez problema mai în amănunt, doar ce țin eu minte de la școală. Cred că asta știți, sevă brută și sevă elaborată. Seva brută este seva care provine din pământ. Când este apă, când este pământul umed, ud, pomul poate să extragă sevă brută din pământ, din rădăcinile alea capilare, alea foarte, foarte subțirele. Și bineînțeles, în seva aia sunt și minerale și... și atât. Diferite minerale dizolvate, să zicem așa. Și seva brută se urcă în copac, copacul o extrage prin mijloc, prin interior. Când tăiem copacul, vedem că este un canal foarte mic la toți copacii, în general. Sper să nu greșesc, că ăla e canalul, nu sunt 100% sigur. Oricum, să zicem că pe acolo. În episodul pe care o să-l fac cum trebuie, o să spun clar, o să fac temele, dar așa ca să avem o idee. Ok, se urcă sus seva brută și ajunge la frunzulițe, unde cu ajutorul fotosintezei, cu ajutorul soarelui, transformă seva brută în seva elaborată și apoi seva elaborată coboară înapoi. Și pe unde coboară? Coboară printre scoarță sau coajă și lemn. Deci știți că are o coajă copacul. Ei, cu cât o creangă este mai la orizontală, cu atât seva elaborată are șanse mai mari să se oprească la diferite noduri. Bine, nu sunt noduri, la diferite, nu știu cum zic astea, ce mi-e ciudă, la diferiți muguri, să zicem așa. Și se oprește la mugurul respectiv, adică nodul respectiv, nici nu știu cum să zic, pregătește muguri de rod, pregătește rodul. Deci, cu cât o creangă este mai mult spre orizontală, cu atât mai mari șansele sunt să facă flori în zona respectivă și să lege fructe. Dar problema este, cât o creangă este mai la orizontală, cu atât mai mare are șanse să se rupă. Cu cât este mai dreaptă, cu atât mai mici șanse să se rupă. Deci, trebuie făcut ceva la mijloc. Dar... na, copacii în mod normal, pomii în mod normal își fac singuri chestia asta, dar la mine nu. Cireșii cresc drept în sus. Vai de capul meu cât de tare bate vântul. Sper că nu vă deranjează foarte tare la urechiușe. Ia să vedem, am văzut ai de capul meu o creangă la care i s-a rupt. Vedeți, aici este o ață, creanga asta era prinsă cu ață și vedeți și voi cât e de mare diferența. Vedeți cum e crescut creanga asta? Ei, și eu o aveam legată așa.
Ei, cât de mult a eliberat zona respectivă și acum poate să-și creeze aici, în zona asta, coroana. Am terminat de pus, bine, am terminat gunoiul, pentru că n-am reușit să pun la toți, paiele, astea deasupra, cu astea am avut probleme. La vișini, am rămas aici la vișini, în zona asta, coacăzul ăsta a rămas și aici e foarte, foarte puțin. Milincuța îi afăta, însărcinată, deci de asta am pus, se apropie că am călcat-o pe coadă, aici am pus zmeură. Zmeurul ăsta nu știu de ce, nu-mi place ce se întâmplă cu el. Pare că s-a blocat, da, o să vedem, ăsta e negru, zmeur negru, glincoe, ceva genul ăsta. Da. Deci în mare am reușit să termin. Au legat fructe, dar nu așa multe cum aș fi vrut eu, cum mă așteptam eu. În primul rând pentru că au fost perioade reci în care n-au putut să zboare albinele, plus că mi-au mâncat foarte mult fructe și gândaci părăși, nu fructe, flori. Trebuie să vin să leg ăștia, iau-te-a sărăcii, săraca zmeură. De aici am scos foarte multă zmeură. Am rărit-o extraordinar de tare, ea a fost rărită în primăvară, dar am rărit și creșterile noi și încerc să o las cât mai aerisită, o să vedem cum o să fie. Vedeți că ea s-a dus mult, a ieșit în exterior, le las în exterior astea care o să produc în primăvară și mă duc înapoi în interior, după aia o să las interior, o să vin înapoi în exterior și tot așa. Am văzut și la chestia asta, muguri de floare, nu mai știu cum se numește, încrucișarea dintre mur și zmeur. Aici destul de multe vișine, aici la fel, am văzut legate și pere și prune, nu foarte multe prune, dar destule, să zicem. A, uitați acolo, ales legate. Hai să vedem pere legate. Avem. Uitați-le acolo jos. Da. Caise. Prima oară când o să gust anul ăsta din caisul ăsta. Caisul a legat destul de bine. Nu au fost probleme, pentru că, dacă țineți minte, a fost destul de cald o perioadă la începutul anului, după care s-a mai răcit și ei, că n-au avut flori, au umblat destul de mult albinuțele. Dar zarzărul ăsta din spate, uitați cât de puține zarzări a legat. Sau bine, poate sunt diferențe între ele, dar oricum, diferența e enormă. Acum, nu știu, poate o să crească și alea mai mici, dar nu cred, sincer. Poate n-are el putere, ceva nu-i convine oricum. O să văd cum merge anul ăsta și dacă nu o să fie bine, o să-l tai. Pentru că oricum sunt prea aproape, mult prea aproape de cais. Dar e bun pentru polinizare încrucișată. Nici nu știu dacă îmi trebuie neapărat polinizare încrucișată acolo, dar na. Aici avem caisul roșu, cireașă roșie de San Rosso, nu mai știu ce. Vedeți, a făcut, anul trecut este pus, a făcut deja o fructuță și e foarte bucuros și parcă am mai văzut vreo două. Una aici, dar e foarte mică și am mai văzut. Milencuța nu rupe fructele. uite, nu am luat să mă uit exact, să văd ce mur e asta. Cineva m-a întrebat ce mur e asta. V-am zis că e un mur erect. Vedeți, a dat exact ca zmeura. A dat, cum se numesc așa, drajoni, mai departe de tulpină. Este cel mai avansat. Am și văzut că parcă vrea să deschidă și o floare. Ia vedeți aici, are florile roz. Da, din murul ăsta mâncăm prima oară mure. Spini, foarte, foarte puțini. Vedeți, doi spini acolo, nici nu-s de luat în seamă. Alt mur aici, care e destul de, nu știu, să zicem, erect, și el ăsta nu are spini absolut deloc. Am zis că mă uit la ăla, promit că o să mă uit, dar poate o să ne uităm mai bine când o să, mă omoară vântul, când o să facă fructe.
Aici e zmeurul căpșun, acolo alt zmeur căpșun, ăsta e cel mutat, ăsta e cumpărat nou anul ăsta. Milencuța, să nu încalci zmeurul căpșun că te mănânc. Au! Mă, hoață, mușcăcioasă, m-a mușcat. E jucăușă, dar n-am timp să mă joc cu ea acum. Mi-a luat și o creangă peste ochi de la un prun, de la prunul ăsta. Deci dacă vreți să-l certați, certați-l. Prunul ăla mi-a dat o creangă peste ochi. Nu prea multe la caisul negru, nu prea a legat foarte multe fructe. Ne-am văzut și crengi mâncate în întregime de păroși. Nici nu mă așteptam să iasă foarte multe. Na, ce să-i facem? N-ai ce-i face. Aici una mai mare. Da, deci am văzut crengi între... My God! Mâncate de păroși. Îmi pare rău, nu pot să filmez altă dată. Trebuie să plec în câteva ore și dacă se mai întunecă e și mai rău. Flori de... Mă, Milencuțo, mă, Grasoancu, pleacă de aici. Flori la... Milencuța! Dar nu se lasă. Hai, pleacă. Mă, pleacă, Milencuța, la afin. Nu știu dacă a legat, parcă... Să vedem în câteva zi, peste o săptămână, dacă a legat fructe. Interesant. Nu! Milencuțo! Mi-a călcat pe fir. Of! Gudrucioasa. Dorian, da, mâncare, a mâncat foarte bine. Ia să vedem, ăștia au legat ceva. Nu prea se vede. Aici se vede, da, a legat. Doar să gust, nu știu ce-i. Ori stacat, ori tamara, ceva de genul ăsta. Da, se pornesc mai greu ăștia pe care i-am pus anul ăsta. Așa am pățit și anul trecut. Dar îi las liniștiți. Sperăm să fie bine. Încă un cireș la care i-am ars puțin frunzele. Nu le-am ars. Sigur au fost lipite. N-are cum să le ard. N-aveam cu ce să dau să le ardă. Ăsta e vișinul timpuriu. Foarte greu a scos florile. Sper să lege și el. Vedeți încă are flori. Sper să lege și el ceva fructe. Nu prea înțeleg cum e timpuriu. Normal trebuia să scoată mai repede florile. Vișinul Bernard, preferatul meu, nu a legat așa multe fructe pe cât mă așteptam eu. Probabil tot din cauza timpului. Haideți să mergem să vedem și via. Via asta a fost ucisă de bunica mea. Era un cesla roze. Da, a lăsat roșii să crească pe acolo, nu m-a lăsat să le rup. Pare rău că nu le-am rupt cu forța, dar na, asta este. Oricum am destulă vie. Asta e preferata mea. Nero, o să fac strugurei. Anul trecut am pus sosoa cu 2 ani, nu știu, nu mai țin minte exact, dar oricum anul trecut, când nu mă așteptam să facă nimic, mi-a făcut 2 struguri foarte gustoși, foarte timpurii. O să vedem și anul ăsta. Anul ăsta se pare că o să fie treaba bună. Uite, spune unde a ajuns. O să ridic să aibă lumină. Special am făcut chestia asta pentru ăsta de pus via, pentru via asta. Pentru că vreau să o ridic deasupra copacilor sau pomilor. Vedeți, asta e mai mică, e cesla dore. Nu prea se mișcă bine, probabil din cauza pomilor, pentru că ăștia sunt niște tufoi, e caisul și are nevoie, my God, are nevoie de lumină. 14 minute, nu vine să crezi, și n-am terminat livada asta. Să rămână, tante! Nu găsește nimeni. Tanti Veronica, vecina din partea cealaltă, aia e casa ei. Zarzări, sau au legat și câteva zarzări. Nu o să poate cuvântul ăsta, fratele meu. Ia uitați și caise, astea sunt niște caise foarte bune, din păcate nu știu ce-i, dar foarte bune au fost anul trecut. Mărul, vedeți, mărul ăsta încă mai are flori. Am găsit și data asta, ieri când am venit, am găsit câțiva gândași păroși, ieri a fost, nu a bătut vântul așa de tare. Mărul Fuji s-a prins, merii aia, alți, Florina, n-au nicio treabă.
Sper că v-am zis de unde ca să nu luați de acolo. O să vedem dacă o să se prindă. Ia uitați. Ăla trebuie ucis. E un acarian. Ia să vedem de unde e mărul ăsta. România, Prahova. Da, sper că vedeți voi de unde. Aha, SC for Agro SRL. Deci de tot râsul rădăcinile de la pomii ăștia, gândiți-vă, doi și amândoi. Știți că ziceam eu că ăia din Italia, ăia s-au prins toți. Dar, deci asta sub orice critică, absolut sub orice critică, pur și simplu un băț, nici măcar o mustață, nimic, nu, e bătaie de joc, să nu luați de la ei. Aici avem măslinul de toamnă, care are flori. Vedeți că aici am pus, nu am avut, deci, nu, deci pur și simplu nu mai pot, mi-a rupt spatele, nici n-am terminat, mai am treabă, fai de capul meu. Am pus gunoiul de grajdi deasupra, deci normal trebuia să dau la o parte vegetație ce am pus eu și să pun gunoiul de sub, pentru că așa o să fie prăjit pur și simplu de soare și nu o să-și mai facă niciun efect. Bunica a pus cartofi, deja ies cartofii. Iar mă necăjește cu cartofi prin livadă. O să facem un film mai lung sau cred că o să-l tai în două părți, nici nu știu cum să fac, nu am foarte mult timp. Da, sau au legat și ceva fructe, câteva am văzut la fiecare, câte unul, două pruni ăștia puși de anul trecut. Nu toți, dar o parte din ei, sper să văd, să gustăm, să gust fructe. Perii au legat și ei. Meris ceva mai în urmă, ia uitați aici, vedeți, au legat fructe, vedeți încă trebuie să pun gunoiul ăsta la pomi, deci m-am săturat, nu mai pot, îți rup de spate. Meri încă mai au flori, unii, să mergem să-l vedem pe cel roșu, care e foarte frumușel. Ce faci tu, Milencuțo, mă? Mă, tu încă mă urmărești. Vedeți, ăsta roșu. Scoate mai greu florile. Măcar, nu știu de ce, nu se apropie gândacii păroși de florile astea roz. Deși pare că au fost gustate și astea. Să zicem că au fost gustate. Dar ăsta la mărul ăsta de vară, pur și simplu le-a distrus. Și ceva straniu am văzut la mărul de vară. Sunt afide? Nu are cum, prea devreme. Ia uitați, aici ar fi trebuit să fac flori, nu știu de ce. Și m-am mai văzut încă un dintre astea. Ceva nu e ok. Mere aici, nu mai știu ce măr e asta. Am zis că fac un episod cu tabelul în mână și vă arăt fiecare pom în parte, vă zic ce-i cu el, dar nu o să am timp de data asta, poate mai încolo să mai crească. Și ăsta a legat fructe, dar nu mai pot să filmez. Da, știu sigur că vreau să vă spun mult mai multe lucruri. Despre tratament v-am spus, mai am și albit și pe ăla o să-l fac, dar după vreo două săptămâni, după ce-l fac pe ăsta. Dar dacă bate atât de tare vântul, pur și simplu nu pot să fac nimic. Ia să vedem, vișinul ăsta a legat ceva fructe. Asta e un vișin foarte straniu, dar vișinele-s gustoase, e destul de târzii. Cred că cele mai târzii vișine din livada mea, dar fiind aici aproape de curte, e ușor să vin să mă înfrupt cu câteva vișine, îmi place mult. Din păcate, nu știu, arată foarte straniu, uitați cât de straniu arată, lasă crengile în jos, nu știu ce cu el. Și să ne sfătăm un pic și cu puișorii așa la urmă. Am făcut deja episodul de puii mei, toți cu cilău, se bucură acolo în spate. Acolo am putut să filmez cu o altă cameră, aici nu se poate până nu scăpăm de nebunia asta de vânt. Prieteni, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că vă place livada mea sau livezele mele.
mai am foarte multă treabă. Trebuie să fac comandă de încă 5 faitoane de paie, de paie amestecate cu baligă de cal, și să rezolv și pomii în partea asta. V-am zis, gunoiul ăsta de graj nu-i bine că l-am lăsat așa, e foarte, foarte rău. În fiecare an, de obicei, dădeam la o parte pământ, puneam gunoi de graj și acopeream din nou cu pământ, măcar așa să fie protejat de ultraviolete. Dar se anunță o săptămână ploioasă și dacă nu o să fie foarte mult soare, o să fie cât de cât ok, dar nu cred eu că o să reușesc să ajung săptămâna viitoare la țară. Am văzut și trebuie să vă arăt și găina aia, că mai sunteți unii care vă place puii mei, nu puii mei, cum se numește, brigada păsărească. Jersey Giant-ul este pus la respect și codașul micuț. De cine e un codaș micuț foarte supărat? Supăratule, codiți supăratul, e foarte supărat că nu l-am băgat în seamă. I-am dat mâncare, dar n-am avut timp deloc să mă joc cu el. Ce faci, Codi micuțule? Haide, tatălui, ile tatălui, tata codășelului. Mă, micuțule, mă, dar nu m-am jucat deloc cu tine, mă. Foarte supărat. Supărăciosul micuț. Prieteni, mulțumesc că m-ați urmărit. Codi Zipa. El este Cody, eu sunt Squid și vă mai așteptăm cu mare, mare drag pe canalul nostru. Ciao, les, v-am lăsat!